Vom ocupa din nou locurile pe scaune, urmează să ascultăm cuvântul Domnului, dar am dorit ca fratele Mureșan Cornel și fratele Vicol, dacă sunt cu noi, să rămână puțin la încheiere la frații păstori, iar cuvântul Domnului acum ne va fi vestit prin fratele Iosif Borca. Ne bucurăm că este cu noi în seara aceasta împreună cu ceilalți frați oaspeți, cărora le mulțumim pentru cuvintele frumoase pe care le-au adresat, și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze, să-l binecuvinteze și pe fratele Iosif în vederea vestirii cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Vreau să vă spun în această seară că întotdeauna când am fost la biserica aceasta numită Elim, m-am simțit într-un mod deosebit. Dar parcă în seara aceasta simt prezența lui Dumnezeu cu totul și cu totul special în locul acesta. În viață am înțeles de la cineva un lucru. E foarte important să iubești oamenii. Și mi-a transmis acea persoană că nu contează culoarea, nu contează vârsta, nu contează denominațiunea, nu contează statul în care se află, că e la sat sau la un oraș cu totul special, nu contează că e în America sau la capătul pământului. Oamenii sunt creația lui Dumnezeu. Pe toți oamenii ne iubește Dumnezeu într-un mod egal. Și în această seară e o bucurie în sufletul meu deosebită să știu că domnul preot din localitatea Șiman a ales să fie cu noi în seara aceasta aici. Mă bucur și de ceilalți colegi, de șeful meu care împreună a zis mergem din nou în seara aceasta la Elim. Și nu venim că este un loc destul de încăpător, și venim că aici vine Creatorul Iisus Hristos. Și vreau să-L întâlnești în seara asta. Vreau să-L simți în inimă pe Domnul Iisus. Frumoasă poezie a recitat domnul preot, așa e în seara aceasta, despre Iisus acest al nostru, care este soluție la orice problemă, oameni buni. Nu găsim soluții de multe ori în primărie, nu găsim soluții la oamenii cu funcții deosebite în stat, nu găsim soluții poate în vecinătatea noastră. Aș vrea să spun ceva în această seară, ce e imposibil la oameni este cu posibilitate de 100% la unul singur, Dumnezeu. Trebuie să ai o mare bucurie în suflet în seara aceasta, că ai venit în prezența Dumnezeului adevărat, singurul de altfel. El care poate să-ți rezolve orice problemă, care te-a strâns de pe străzile Timișoarei, vii dintr-un cartier sau altul, dorința mea, spun în introducerea mesajului în această seară, e să te întâlnești și dumneata și eu cu El. Amin. Am să-ți prezint un om în seara asta. Un om. Eu și dumneata suntem oameni. Omul acesta venea dintr-o națiune depărtată de pe ținutul Africii. Și ascultă ceva în această seară. Din punct de vedere social, omul acesta stătea foarte bine. Mulți caută astăzi pe internet, deschid site-urile cu diverse joburi, cum le spunem noi mai nou după sistemul american. Nu cumva, dacă se mai poate, să mai găsesc un nou loc de muncă. Deschid săraci oameni ziarele și zic, nu mai face vreo companie angajare? Așa-i? E adevărat. Omul ăsta nu își punea probleme din punct de vedere social. El administra financiar o națiune, în termenii populari nouă și cunoscuți, un fel de ministru al finanțelor. Cine nu-și dorește o asemenea funcție? Din punct de vedere material, aș putea spune în această seară, sau financiar, el nu trecea prin criză, cum trec națiunile astăzi, se plâng românii. Vorba unui frate, zice, noi de când suntem ne-am născut în criză, ne plângem acum mai tare că se plâng și ceilalți, care dețin puterea într-un fel, să zic așa. Omul ăsta nu se plângea, dacă se căuta în buzunarul stâng, el avea resurse, dacă introducea mâna în celălalt buzunar, găsea resurse pentru el. Dacă ar fi în termenii noștri să se ducă la un cont de bancă, găsea câți mii de euro sau de dolari, dacă am transformat în actualitate, avea el nevoie pentru vremea aceea. El nu avea o problemă din punctul acesta de vedere. Să știți că nu avea nici atâtea griji cum avem sau cum aveți unii din dumneavoastră. De ce? Spune Scriptura că era fame. Știți ce înseamnă să fii fame? Ce însemna pentru vremea de atunci? Mi-au pus niște tineri după o predică în sensul acesta o întrebare și m-am gândit, uite domnule că sunt oameni care vin la biserică, se închină și nu știu terminologia Scripturii. Fame înseamnă o persoană care nu se căsătorește niciodată. Adică,
Unii au fost făcuți foameni prin naștere, au anumite handicapuri în trupul lor, fie vizibile sau mai puțin vizibile, și nu se vor putea căsători niciodată. Ar fi o mare tragedie dacă s-ar căsători. Alții au ales ei, fie bărbați, fie femei, să nu se căsătorească. Au ajuns la o anumită vârstă când s-au decis și au zis: toată viața vreau să trăiesc singur. Și interesant, mai este o categorie. Ăștia nici nu s-au propus, nu, când au crescut mare, nu i-a bătut gândul acesta: o să mă fac fame. Ei, datorită unor slujbe pe care le dețineau, erau făcuți fame. Și ceva de genul acesta este și cel din episodul nostru din această seară. Am citit o istorie despre perioada de atunci care spunea că oameni importanți, bărbații care erau în anumite funcții într-un stat, precum și omul acesta, și când la împărăție era o femeie care conducea statul ca și împărăteasă, cei din slujba împărăteței erau făcuți în mod obligatoriu fameni. Aș vrea să spun ceva în această seară. Știai că omul ăsta n-a avut atâtea griji cât au mulți din sala aceasta în această seară? El nu se gândea: vine copilul, ce-o fi fata, o fi băiat, o fi 5 sau o fi 12, ce o să le pun în fiecare zi în farfurie. El nu se gândea la asta. Dimpotrivă, se gândea că buzunarele lui sunt pline, avea o slujbă extraordinară în stat, totul pentru el era, putem spune în această seară, de nota 10. Mai vrei ceva? Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu își doresc asemenea lucruri. Ce ziceți, colegii noștri de școală sau colegii de muncă care nu-L cunosc pe Domnul, nu? Și au o slujbă deosebită pe seama căruia au un salar, să știți, colosal, unii dintre ei. Și o duc destul de bine. Nu interesează nici biserică, nici Dumnezeu. Zice: de azi înainte să ne trăim viața, vorba românului, să ne mâncăm mălaiul, că viața e extraordinară și putem să trăim frumos. Nu mai contează Dumnezeu și nimic. Ascultă ceva în această seară. Omul acesta, cu toată dispoziția lui și cu tot ce a avut el, face într-o zi o călătorie. Dar să știți că el n-a vizitat Ierusalimul ca și turist. Hai să mergem la Ierusalim, zicem noi, din contextul actual de viață, zicem, să vedem pe unde a umblat Domnul nostru Iisus Hristos. Pe el nu-l bătea gândul acesta, nici nu-l cunoștea pe Mântuitorul, de altfel. Reiese din citirea textului că el n-avea tangență personală cu Domnul Iisus Hristos. Nu se gândea ca noi să vizităm cupola de aur, să vedem ce-o mai fi prin cetatea sfântă. El s-a dus cu un singur scop: să se închine la Ierusalim. Și interesant că nu vizita Ierusalimul ca și turist, ci a vizitat Ierusalimul cu un alt scop și s-a întors de acolo. Și aici e vorba de titlul mesajului din această seară. S-a întors cu o carte în mână. Una dintre cărțile Scripturii, pe nume Cartea Profetului Isaia, și a început să o citească. Și acea carte i-a transformat în acea zi viață, viața lui. Un om bogat, un om cu o slujbă importantă, fără prea multe grijuri pe cap decât grijurile împărăției de a administra bine financiar împărăția, omul acesta face o călătorie în urma căruia îți schimbă viața. Știți după ce? După cuvântul lui Dumnezeu. Și titlul mesajului în această seară, avem noi o vorbă, zice: e simplu ca bună ziua. Titlul mesajului din această seară pentru orice om de aici e simplu ca vorba aceasta: omul care și-a schimbat viața după cuvântul lui Dumnezeu. Dumneata, vrei să schimbi viața? Știți, poate o să vă șocheze în această seară, foarte mulți oameni în ultima vreme și-au schimbat viața. Ascultați bine ce spun în seara asta. Foarte mulți oameni în ultima vreme și-au schimbat viața. Problema e cum s-a schimbat viața lor. Oameni normali, oameni de o moralitate ireproșabilă, oameni cu capul pe umeri, cum spunem noi, în ultima vreme, poate intenționat sau poate din ceva anume, și-au schimbat viața. Întreb în această seară, oare cum și-au schimbat viața? Am întâlnit oameni care la un moment dat au privit cerul și au zis: mă, trebuie să se întâmple ceva acolo în constelați. Și la un moment dat au dat de o carte în mâinile lor și au dat în cartea aceea și au auzit următorul termen: este vorba în univers și de astrologie. Ia să studiem noi, să vedem despre ce este vorba. Și-au studiat constelația, galaxiile, și ceva s-a întâmplat în mintea lor. Spune, parcă nu-i totul normal în universul acesta, trebuie să descoperim. Alții oameni mai târziu, ați auzit, nu, despre zodiacuri, nu? Oameni care cred în asta, oameni care cred în horoscop. Hai să vedem ce mai spune ăla pe Radio 21 sau nu știu care dimineața. Nu cumva mi se potrivește ceva. Poate ești într-o nenorocire și te duci cu gândul acolo. Dacă horoscopul o să spună ceva pozitiv, o să schimbe ziua. Nu, oameni deschizi iar.
și parcă nu pot, ajung pe la ultima pagină, vorbim în seara asta și despre magie. Nu știu care doamnă din nu știu ce ținut se roagă la nu știu cine, produce eliberări, leagă căsătorii și nu știu ce mai face. Vai de oamenii și de persoanele acestea! Dar oamenii ăștia și-au schimbat viața. Ei nu erau mânați de magie, de horoscop, de zodiacuri, de astrologie. Vă spun altceva în această seară. Se uite câte unul la TV, vede câte o emisiune, zici, din calea afară, senzațională, că nouă oamenilor ne place senzaționalul și aud ei, printre altele, ceva de genul. Ați auzit de puteri paranormale? Mă, zice, se mișcă ăla acolo, face nu știu ce el acolo și zice, deține o putere extraordinară, dar eu n-aș putea să o am. Am întâlnit un om care a început să practice yoga, fiind arestat în pușcărie și a zis el, practicând acest lucru, a zis, am crezut că într-o zi o să mă transform într-o musculiță și o să intru în ce bancă comercială vreau eu. O să intru și să iau toate resursele de acolo și o să fiu marele miliardar din lumea asta. S-o creadă el și s-o credem noi. Oameni care, dați-mi voie să vă spun în această seară, eram undeva într-un autocar și o doamnă povestea cu altă doamnă în fața mea, zice, ați auzit despre energia pozitivă? Zice, am început să practic asta și mă simt așa de extraordinar, zice, câteodată eram supărată pe soț, altă dată mi se întâmplau anumite lucruri în propria viață și necăjită, dar de când practic asta? A zis, am așa o libertate și o liniște sufletească extraordinar. Și se uita biata femeie care era lângă ea și nu-i venea să creadă. Zice, am și eu probleme. M-am băgat în discuția aceea, n-am putut să tac. Zici, Doamne, știți, singura persoană din universul ăsta care vă garantează liniște, bucurie și pace de 100%. Și a zis, cine? Vreau să o cunosc și eu. Și am zis, nu găsiți nicio carte de energie pozitivă și de nu știu ce. Singura carte autorizată este Biblia. Această persoană este unică și singură, Iisus Hristos. Au fost oameni care erau mai izolați. Când te uitai la ei timis, de numa, zici, mă, uite și la omul ăsta, se roșește așa de repede și dintr-o dată au prins undeva într-un anturaj. Un anturaj care poate se consuma alcool, mi-a zis un prieten. Prima dată am fost cu colegii și colegele de școală, zis el, undeva la unul din colegi acasă. Nu ne-am dus numai să ne jucăm cărți, să ne privim unii pe alții, zice, au adus acolo să servească și puțin alcool. De mai multe feluri, că diavolul știe să le sorteze pe fiecare, e specialist la asta. Și te-ai trezit o persoană care n-a avut tangență cu lumea asta alcoolului, dintr-o dată consumând pahar după pahar. Poate ajuns să te ia unii de pe marginea șanțului și să te ducă în propria casă, să te vadă nevasta sau vecinii să zică, ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Că nu-l cunoșteam așa. Oameni care în anturajele lor au ajuns să se drogheze. Prima injecție ți-o dă diavolul, nu ca și prima țigară. Hai, zice, nu da tu banii pe primul pachet, zice, prietenul sau prietena, zice, hai că te servez eu, că numai de diavolul-i mânat. Duhurile acelea rebele care există în lumea asta, pe planeta pe care noi o locuim, stăpânitorul acestei lume, adică diavolul, are acces în mintea și în ființele oamenilor, cum nu ne dăm seama. Și-au luat siringa aceea și-au injectat vena lor. Și apoi au ajuns oamenii să se drogheze și să meargă. Îmi spunea cineva care s-a întors în biserica dumneavoastră aici în Elim și a predat viața Domnului. Până în Venezuela, povestea săptămâna trecută pe mașină, m-am dus ca să consum cocaină până acolo, să vizitez statul acesta. M-a mânat duhul ăla rău. Oameni care au ajuns în cercuri de pornografie. Vai că mi-a zis unul, a luat o revistă și a introdus CD-ul din revista aceea, s-a dat și CD-ul cu revista. Undeva în calculator și ce, în loc să... Te bucur că sunt lucruri de cultură, în National Geographic, CD-ul acela era cu lucruri de pornografie. Acum băiatul la 13 ani a introdus CD-ul în calculator, mai oprește-l să nu vizionez. Și a zis, se derula scenă după scenă, am uitat de revistă cu tot, privirea merea numai într-acolo, că diavolul are două direcții, să ne cucerească ochii și mintea. Oameni prinși în cercurile acestea, de tot felul, vicile, dacă vreți, vin peste lumea asta și năpădesc peste tot, încearcă să ne prindă pe cei din biserică, de pe străzile noastre, din școală. Astăzi nu se mai propagă Evanghelia, nici în școli așa cum trebuie. Până la Strasburg citeam undeva despre un lucru că s-a luat decizia aceasta și se gândeau oamenii, hai să facem ceva, să scoatem religia din școli. Pe Dumnezeu trebuie să-L dăm încetul cu încet afară. Știți ce au făcut în timpul Revoluției franceze? Unii dintre oameni și până s-a ajuns să infuzeze chiar și mințile preoților din vremea aceea și o spun deschis în seara aceasta, mințile oamenilor încât au luat cartea aceasta lui Dumnezeu și au legat-o la un moment dat de coada unui măgar și o trăgeau prin Paris.
localitatea de modă, centrul acesta al Franței, și au zis oamenii: nu mai credeți în Dumnezeu, nu mai credeți în adevărul absolut în Scriptură, nu există așa ceva. Oamenii au încercat să-și bată joc de Evanghelie și de Dumnezeu, dar n-au reușit. Ascultă ceva în această seară. Mulți oameni își schimbă viața. Trebuie să o recunoaștem în seara aceasta. Problema e că nu-și schimbă viața după cuvântul lui Dumnezeu. Și din oameni normali, sănătoși, din oameni de o moralitate, așa cum spuneam mai devreme, dintr-o dată se schimbă viața lor și se duc așa parcă spre un hău și nu mai pot să iasă de acolo. Aș spune o întrebare în această seară. Oare e important să ne schimbăm viața după cuvântul lui Dumnezeu? Ce ziceți? E important? Spun pentru prieteni care sunt prima dată, de mai puține ori la biserică în această seară, și vă întrebați: Domnule, cum de la pocăiți cuvântul lui Dumnezeu e așa de important? Vii marțea, vii joia, vii duminică dimineața sau seara și tot din Scriptură. Deschid Biblia la un pasaj, la altul, din Vechiul, din Noul Testament, tot din Biblie. Așa de importantă e Biblia pentru noi că tot din ea citim. Oare de ce e important cuvântul lui Dumnezeu? Nu vrei să afli în seara aceasta? Aș spune un lucru aici. Scriptura nu poate fi desfințată. O zis unii oameni către Domnul în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, zice: nu ne mai ține sufletele încordat. Ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, sau nu ești? Și acolo, la versetul 35, în dialog cu ei, Domnul le spune felul următor: țineți minte, iudeilor, Scriptura nu poate fi desfințată. Dumneavoastră cunoașteți oameni în decursul istoriei care au vrut să desfințeze Biblia? Știți? Hitler, la un moment dat, acest mare nazist, a zis: nu trebuie să existe Biblia, ce să caute ea printre oameni, eu sunt puterea adevărată, conduc statul, națiunile, imperiile, eu și după mine se încolonează toți, n-avem nevoie de Biblie. Vă spun ceva în această seară, unde este Hitler și unde este Dumnezeu și adevărul lui? Uitați-vă că Biblia e în mâinile noastre, Hitler e undeva în pământ și s-a descompus materia aceasta ce a presupus viața și nu mai există, are un suflet, mă tem unde ajunge sufletul lui. Ceaușescu, nu? Fostul președinte al nostru a zis la un moment dat și el, condus așa de spiritul acesta al rușilor, prin Stalin și alții: nu trebuie să existe cuvântul lui Dumnezeu, chiar de cuvântul lui Dumnezeu avem nevoie noi, națiunea asta. Păi au fost oameni despre care am citit că studiau cuvântul lui Dumnezeu doar ca să poată să contrazică și să susțină ateismul în lume, dar ei cunoșteau Biblia aproape cuvânt cu cuvânt și au zis să desfințăm Biblia. Am citit despre un mare filozof despre care cei tineri ar trebui să știm în seara aceasta, pe nume Voltaire. Omul ăsta a fost unul din cei mai revoltați oameni de pe planetă împotriva Bibliei și într-o zi a zis: am să desfințez toate Bibliile sau am să-mi desfințez viața personală, că nu mai rezist. Știți ce s-a întâmplat în propria lui casă? Acolo unde el era înrăutățit împotriva Evangheliei lui Dumnezeu, după ce a murit omul acesta, în casa lui s-a deschis o societate care tipărește scripturi, scriptură după scriptură, și se plimbă scripturile pe națiunile pământului, că Dumnezeu a lăsat putere în Evanghelia aceasta lui. Și nu poate desfința nimeni. Oamenii ăștia sunt în mormânt, scriptura există, că e Biblia cuvântul lui Dumnezeu. De ce e importantă Biblia pentru noi, stimați prieteni? Aș vrea să spun ceva în această seară, în al doilea rând. În Scriptură descoperim o nouă dimensiune a vieții. Să știți că viața nu presupune numai să ne trezim dimineața și să ne punem seara frumos pe pernă cu capul la culcare. Nu reprezintă numai asta. Să te urci într-o mașină, să mergi la serviciu sau la școală, să vii la o biserică și să pleci acasă. Viața nu presupune numai 24 de ore. Există o altă dimensiune a vieții, o altă viață, lumea de dincolo. A zis Pavel în Corinteni, în capitolul 15, versetul 19, dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Am citit o altă traducere aproape de sufletul meu care a zis în felul următor: creștine, dacă ți-ai pus viața în Hristos, nădejdea în Hristos numai pentru viața asta, ești cel mai deplâns, ascultă bine în seara asta, cel mai deplâns dintre toți pământenii. Nu? Înseamnă ceva lucrul acesta. Să se spune că numai pentru o viață de 50-80 de ani, alții la 19 ani într-un accident, mai devreme sau mai târziu, viața lor s-a scurs. Să spui nădejdea în Hristos numai pentru asta, înseamnă să fii cel mai deplâns și cel mai deplâns să fiu și eu dintre toți locuitorii planetei. Da, Scriptura ne dă o altă dimensiune a vieții, că a zis Domnul Ioan, 5:39, cercetați scripturile, fiindcă socotiți, că în ele aveți viață veșnică. Ele mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos, să știți, nu altceva, nu.
Nu se găsește cel de la Happy Hour sau nu știu cine să mărturisească seara la nu știu ce ore despre Hristos. Să știți că nu se întâmplă asta. Va mărturisi unul singur adevărul lui Dumnezeu absolut, Sfânta Scriptură. Oare de ce mai e importantă Biblia pentru noi? Ascultați în seara aceasta, Biblia, în definitiv, este puterea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Puterea lui Dumnezeu. Uneori și noi creștinii citim greșit în cuvântul lui Dumnezeu. Roman, capitolul 1, versetul 16. Știți cum citim noi? Zice Pavel acolo că și mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos și zicem noi, fiindcă în ea este puterea lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră ce scrie acolo în Biblie. Fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Pentru fiecare care e dispus să creadă în Dumnezeu și în Evanghelie, fie iudeu, fie grec, fie indiferent de naționalitate și de rasă, omul acela are libertatea de la Dumnezeu să fie mântuit. Știți dumneavoastră în această seară ce presupune puterea lui Dumnezeu? Îmi vin în minte câteva exemple. Puterea asta lui Dumnezeu într-o zi a oprit soarele pe cer. Noi nu putem pune apă la una din florile astea și nu putem să facem să crească oameni buni. Apa aceea e necesară, dar dacă nu vrea unul din cer, autorul la toate, să crească floarea aceasta, ea se usucă și va rămâne acolo, palidă. Nu, te uiți la câte un copac verde primăvara, vine vara, îl bate soarele și mai apoi se usucă frunza aceea și cade din copac. Fă dumneata ceva să se usuce frunza aceea, că nu poți și nu pot. Există unul care are putere extraordinară, a oprit soarele pe cer și a zis, trebuie să te oprești. Puterea acestui Dumnezeu la un moment dat a despicat o apă mare în două și trebuia să vină națiunea lui Dumnezeu să treacă prin mijlocul mării ca pe uscat. Dă dumneata atâta apă la o parte și fă autostradă, dacă îmi permite expresia asta în această seară, prin mijlocul mării. Nu putea face asta numai puterea lui Dumnezeu. Auziți, prieteni, în seara aceasta, în cartea lui Dumnezeu, Biblia, este toată puterea lui Dumnezeu, deținătorul vieții, omul și Dumnezeu suveran, așa e declarat Hristos în Scriptură, om și Dumnezeu. Noi credem o Scriptură adevărată. Puterea acestui Dumnezeu într-o zi s-a întâlnit cu orbul, s-a întâlnit cu ologul care avea mai bine de 40 de ani, s-a întâlnit cu paralizatul la scăldătoare și n-a contat că stătea de ani de zile și n-avea pe nimeni rutina vieții. Când a zis ce vrei să-ți fac și unul a zis să-mi capăt vederea, i-a zis puterea lui Hristos, capăte-ți vederea și omul ăla a început să vadă, era puterea Fiului lui Dumnezeu. S-a întâlnit cu demonizații, unul era legat prin cimitire cu lanțuri, se speria toată cetatea de omul acesta și când a întâlnit Hristos, a produs eliberare, a adus iertare pentru omul acesta și toată cetatea a fost pusă în uimire de ceea ce a făcut Dumnezeu. Știți de ce? E puterea lui Dumnezeu, fraților. De aceea e importantă Biblia pentru noi, fiindcă în ea este puterea lui Dumnezeu. V-am prezentat un om la început în această seară, care și-a schimbat viața după cuvântul lui Dumnezeu. N-ar fi interesant să știi în această seară ce l-a determinat de și-a schimbat viața tocmai după cuvântul lui Dumnezeu. Oare de ce? Nu? Ne punem noi de multe ori întrebarea asta, de ce? De ce? De ce? N-ai vrea să știi, prieteni, în seara asta, de ce l-a mânat cuvântul lui Dumnezeu să schimbe viața? Primul lucru, a căutat un loc de închinare, fiți atenți, deși nu-L cunoștea pe Iisus. Nu pare un paradox la nivelul minții să cauți un loc de închinare și să nu vii de pe a doua stradă a bisericii și să vii undeva de pe Ținutul Africii, drum îndepărtat, în condiții pe care noi astăzi le avem mult mai avansate, să cauți locul de închinare, așa am citit în Biblie, dar să nu-L cunoști pe adevăratul Dumnezeu care merită închinarea. Nu pare ciudat în seara aceasta? Dar El a căutat un loc de închinare deși nu-L cunoștea pe Iisus. Ce ziceți? E importantă închinarea, fraților? Tineri, mai puțin tineri, care suntem aici, prietenilor, e importantă sau nu închinarea pentru Dumnezeu? Și a făcut timp Iisus la un moment dat de o femeie, sărmana de ea, că n-am fi dat noi oamenii doi bani pe ea. Te-ai fi uitat la ea și ai fi zis ce compromisă e femeia aceasta, ce imorală și în câte păcate trăiești. Și Iisus a întâlnit-o lângă o fântână și a început să-i vorbească despre apă vie, despre ceva ceresc. Dumnezeiesc. Și a confruntat-o pe problema, pe femeia aceasta cu propriile ei probleme, păcat. Și a ajuns până acolo să abordeze un subiect teologic despre închinare. Atât de important pentru Domnul, pentru El nu contează că 3000 de oameni sau că este o biată femeie sărmană în păcatele ei. Vrea să o smulgă și pe asta de acolo, să aducă eliberare în numele Lui. Și a zis, femeie, unii se închină pe munte, unii în Ierusalim, e o mare confuzie, conflict între oameni, ascultă ceva, unii se închină la ce cunosc, alții la ce nu cunosc, a sosit ceasul.
Adevărați închinători să se închine Tatălui în duș în adevăr. Asta e singura închinare acceptată pe Terra, planeta pe care o locuim noi. E importantă închinarea sau nu? Dacă și-a făcut Domnul Iisus Hristos timp pentru o femeie năcăjită, o femeie în păcatele ei și a zis, închinarea e importantă, era Mesia lângă femeia aceea, ea știa că trebuie să vină Mesia, dar s-a întâlnit în ziua aceea cu El, care a deschis mintea să înțeleagă că închinarea este importantă. Oare cum au căutat omul acesta un loc de închinat? Credeți că s-a dus cu mâinile în buzunar, așa, fără să se gândească? Mă duc și eu la biserică, cum venim de multe ori și noi, duminică, seara sau nu numai. Ascultați ceva în această seară. În pofida, spun în această seară, unei poziții sociale extraordinar. Dacă aș fi fost în locul lui, am făcut următoarea constatare. Nu știu dacă m-ar fi bătut gândul să vin din Etiopia atâția kilometri până la Ierusalim cu scopul acesta să mă închin. Dumneata ai fi făcut asta. Ce ziceți? Ar merge un ministru de-al nostru din țară până undeva într-o altă țară, deși în alte condiții acum, mult mai privilegiate pentru noi care trăim astăzi, s-ar duce cu scopul acesta doar să se închine? Nu ne ducem nici noi, oameni simpli de rând, nu? Parcă nu ne bate gândul acesta în această direcție, dar ascultați ceva, nu contează poziția socială, el se duce. Am întâlnit un tânăr, lucra în grupul Alianț Siriac de Asigurări din București, în urmă cu vreo 3 ani de zile mai mulți tineri s-au întors la Dumnezeu de la compania aceasta, au avut șansa de a-l cunoaște pe fratele Nelu Brie de la Sibiu și undeva la Institutul Teologic în București se făceau studii biblice împreună cu tinerii aceștia. Într-o zi am stat de vorbă cu unul dintre ei și mi-a zis în felul următor. Într-o seară, Iosif, în locul de închinare, undeva într-o biserică apostolic, evanghelic, m-am întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu. Mi-a schimbat viața mea și nu m-am mai uitat că sunt manager în compania aceasta. Mă confruntam cu 2 mari păcate în viață, odată mândria și pe de altă parte lăcomia. Eram un om atât de mândru și atât de lacom, doream să strâng totul în jurul meu, să am bani, să am avere. Și a zis, l-am întâlnit pe Dumnezeu în locul de închinare, n-am mai contat ce funcție am eu și câți bani câștig. Am zis în felul următor, 30%, ascultați bine seara asta, 30% din banii mei vreau să-i dau lucrării lui Dumnezeu, să-i dau Domnului. Știți cât însemna în vremea aceea? De aproximativ 3 ani de zile, 21 de milioane. Poate te întrebi în seara asta și zici, ce s-a întâmplat cu mintea acestui om? Știi ce s-a întâmplat? Când l-a întâlnit pe Hristos în locul de închinare, a zis, sunt dispus să renunț la mult, aproape, sunt dispus să dau totul. Era un început în viața lui. Și a zis, asta fac pentru el. De ce? În locul de închinare nu mai contează funcția noastră, că suntem într-o poziție socială extraordinară sau alții șomeri. Ascultați-mă în seara aceasta. Important e să-L întâlnești pe Domnul, care schimbă viața. Apoi aș vrea să spun altceva. Știi ce a însemnat să cauți un loc de închinare? În pofida sacrificiilor care trebuiau făcute, mari sacrificii, mari de tot. Drumul mai întâi era lung, nu? Nu era drum scurt. Vii de la Ighel, localitatea în care m-am născut și locuiesc, până la dumneavoastră în Timișoara, orașul acesta mai occidental, nu? Și vii și zici, bă, or fi câteva sute de kilometri. Dar asta vine din Africa și vine prin pustiu, într-o caleașcă sau trăsură, mai popular, cum zicem noi, cineva dădea bice cailor, slujitorii lui mă gândesc, nu? Ca pe vremea lui Naman Sirianu. Și vine drumul acesta prin pustiu, fără să existe asfalt, îl mai bătea soarele în cap, poate altă dată bătea vântul, dar nu contează. Ca și ministrul de finanțe, el se duce înainte, are un singur scop, să se închine înaintea lui Dumnezeu. Nu erau sacrificii astea? Aș vrea să spun că unii dintre noi stăm la 5 minute de biserică, pe o stradă alăturată, undeva în vecinătate, sau în același oraș cu biserica, sau unii de la sat, și nu venim la biserică. Ascultați-mă ceva în această seară. Era un vecin, tocmai peste drumul unei biserici, în localitate. Nu-l mai bătea gândul pe omul ăsta să se ducă la biserică. Ce tot atâta biserică? Cum ne săturăm și noi uneori. Și într-o seară, fiind acolo peste drum de biserică, îl întâlnește păstorul bisericii și zice, nu poți să vii puțin să discutăm. A venit, era cu un vecin de-a lui, dar a venit separat și zice păstorul către el, zice, cum de în ultima vreme nu mai dai la, nu mai dai la biserică peste săptămâni? El care era vecin cu biserică, peste drum, știți care a fost răspunsul? Zice, nu mi-a pornit mașina. Știți ce se întâmplă cu scuzele oamenilor? Avem noi o vorbă populară, interesantă în popor. Scuzele de azi te acuză mâine. Așa de ieftine scuze avem de multe ori.
și le aducem verbal înaintea multora, chiar și înaintea lui Dumnezeu. Scuzele astea nu țin. Ascultați-mă, prieteni, într-o zi vom plăti extraordinar de mult pentru propriile noastre scuze. Drumul lung, apoi confortul scăzut, nu, trăsura cu doi cai, condițiile vremii nu presupune ceva ca și astăzi, nu, noi astăzi nu mergem prin pustiu, prin deșert, prin vreme de felul acela, de multe ori, noi avem condițiile noastre. Ascultați ceva în această seară, câți dintre dumneavoastră aici nu aveți o mașină? Dar câți aveți? Puteți ridica o mână în seara aceasta sus? Sunt oameni care au mașini, unii microbuze, alții BMW-uri, alții Mercedes-ul, săracul unul zice, eu am numai o buburuză de trabant, zicea el mai de câțiva ani, zice, așa mă necăjesc cu mașina asta. Noi avem condiții, avem, dacă vreți, trenuri, nu? Călătorești cu trenul până nu știu ce localitate, te duci din țară până în Viena, nu? Plătești câțiva bani și ajungi acolo, avem avioane astăzi. Mi-aduc aminte, m-a invitat fratele Cornel Nistor anul trecut în vară în Londra și m-am urcat cu fratele Frățilescu din biserica dumneavoastră în avion. Ce? Nici 3 ore nu cred că am făcut până în Londra. Ne-am pus frumos în avion, am povestit de una de alta și ne-am trezit pe aeroportul acela. Anglican. Frumos. Parcă nici nu aveai impresia că zbori, stăteai, a ajuns acolo, condiții deosebite, aveai de toate, dacă vreai să spui un suc, să consumi, puteai, dacă vreai să mănânci ceva, omul acesta vine prin condiții de jos, am zice aproape josnice, dar pe el nu-l interesează confortul scăzut, cum nu interesa, undeva în Alexandria am întâlnit un bărbat, un om misionar al lui Dumnezeu, cu soția stătea în fiecare duminică dimineața, cu un copilaș în brațe, omul acesta, să lea cineva cu mașina la ocazie, să străbată vreo 30 de kilometri. Știi de ce? Să se ducă să propovăduiască despre Iisus. Nu conta deloc confortul pentru el. Conta slava și gloria Marelui Împărat și Rege, a Domnului nostru Mântuitor Iisus Hristos. Apoi a spune altceva în această seară, l-a costat timp. Vai cât de prețios e timpul pentru noi. Nu și-a zis omul acesta, păi dacă administrez financiar națiunea ca ministru, nu al finanțelor, păi eu trebuie să am timp destul, că e contabilitate multă aici. El n-a gândit așa. Într-o zi avea în minte următorul gând. Mă duc la Ierusalim să mă închin. Mai contează ceva? Nu mai contează nimic. L-a costat timp. Multe zile. Mult timp. Dar nu o să zică ceva împărăteasa, nu o să zică ceilalți membri din nu știu ce partid, nu o să zică ceilalți miniștri de la împărăție, uite că ăsta și-o lua liber și se duce la Ierusalim să se închine, nu o să comenteze ei, noi vrem să ne lăm liber și nu putem, că intervine nu știu ce problemă și nu ni se dă voie. El are timp? Aș vrea să spun ceva în această seară, l-a costat timp și a fost dispus să plătească prețul timpului. Deviza oamenilor astăzi este ceva de genul, nu am timp. Sunt prea ocupat. I-a bătut mintea pe unii din oamenii filozofi și de știință a vremurilor noastre. Am citit despre unii care au zis în felul următor. Știați că o zi nu mai are 24 de ore și are numai 17 ore. Șocant când citești. Asta vor să demonstreze în zilele noastre niște oameni de știință. Da, să se trezească românul și nu numai, că uite, domnule, de aceea e prea aglomerată viața. N-avem timp. S-a scurtat ziua, nu mai sunt 24 de ore. Și așa, mintea noastră e afectată de fel și fel de lucruri. N-avem timp. Dați-mi voie să vă întreb ceva în această seară. Dacă o să se gate mâncarea din frigider sau de la ladă, o să lași frigiderul gol că ai vreo 6-7 copii și dimineața ai trimis fără mâncare la școală? Sau mergeți dumneavoastră la servici, lasă, zice, am mai postit eu și trece o zi, două, trei, fără mâncare, nu facem lucruri de felul acesta. Ești imediat în mall, în Kaufland, nu știu în ce supermarket și cauți să iei, să cumperi, să aduci acasă. De ce? Trebuie să fii responsabil și faci lucrul acesta, adică ne facem timp. Întreb tineri în seara aceasta, avem timp, ce zice, să deschidem internet? Nu? Vine vorba de Messenger în seara aceasta. Unii zice, își bat capul cu orele, o tânără am cunoscut într-o biserică din București, a fost nevoit tatăl și mama ei să-i scoate calculatorul din casă afară, aproximativ 6 ore pe zi, acorda în fiecare zi numai acestui post, numit Messenger. Și a trebuit să-l dea afară. Noi îl folosim și este de multe ori foarte eficient. Vorbești din țară în America, în Australia, unde vrei. Poți să încheci discuții interesante și importante. Dar mă gândesc eu uneori prea mult timp acolo. Dar avem timp.
Avem timp și de programul acela cu poze, să se vadă în toată lumea aceasta. Eu îl mai numesc High Life, alții îl numesc în felul lor. M-am gândit, mi-am pus și eu o poză acolo și vreau să fiu sincer, sunt mulți tineri în seara aceasta aici. Dar vreau să-i întreb ceva, poate ajut. Dacă tot ai pus pozele acelea din nu știu ce excursă unde te-ai dus, ai scris ceva despre Dumnezeu acolo, că ai loc de jurnal, poți să scrii experiența vieții tale, cum s-a întâlnit Hristos cu tine, lasă vadă și alții, nu? Cum a abordat pe mine o tânără de la master, o colegă de-a mea și a zis, a văzut o expresie la status, lângă Messenger, scriam ceva despre Dumnezeu, șocată, tânăra zice, tu ești pocăit? Și eu așa să o testez puțin, am lăsat-o, zic, tu ce zici? Vă zice, mi-am dat seama că nu vii cu noi în cluburi, ești mai retras, mai timid, nu știu ce se întâmplă cu viața ta. Și zic, uite, încerc, m-am întâlnit cu Regele Regilor, cu Iisus Hristos, încerc să demonstrez că trăiesc pentru El și îl rog să mă ajute în fiecare zi. Ai timp să demonstrezi, dar tu vrei doar să fii accesat, să intre 10, 20, nu știu câți într-o zi pe tine, să vadă ce fotografie, ce față frumoasă ai. Dă voie să spun, poți să scrii acolo despre Dumnezeu la fiecare poză, să știe omul că există Dumnezeu și să-L confrunți cu realitatea aceasta. Oare facem lucrul acesta? Mi-am permis să scriu acolo, dacă o să dați de imaginea aceasta undeva jos, să scriu despre un motto al vieții mele, despre viața de rugăciune, despre ce înseamnă Dumnezeu, cât de important e Dumnezeu. Prietenilor, tinerilor, vă sfătuiesc în seara aceasta, faceți lucruri de felul acesta. Oamenii au intrat în tangență cu fel și fel de lucruri care le-a adus viața în prezența lui Dumnezeu. Dar noi nu avem timp. Noi avem timp de meci, sâmbătă seara, că duminică dimineața suntem prea obosiți să venim la biserică, nu știu cu cine s-a bătut, n-a câștigat echipa preferată, noi avem timp. Avem timp de foarte multe lucruri, avem timp de filme, dacă vreți, de ziar. Zice nevasta către soț, zice, hai să mă ajut puțin în bucătărie și el cu ziarul în mână, citește frumos, zice, imediat. Imediatul acela e peste vreo jumătate de oră, interesant. Nu e așa, n-avem timp. De viza oamenilor, n-avem timp. Famenul etiopian, ministrul de finanțe, își face timp. Era prea importantă închinarea înaintea lui Dumnezeu pentru el. Dar poate te întrebi în această seară, care e biserica unde trebuie să mă duc, nu? Te duci undeva să te închin, că e important, dar care o fi biserica, nu? În mintea oamenilor se nasc întrebări de felul acesta, unde să mă duc? La frații pentecostali. La frații baptiști, la frații noștri ortodoxi, ați auzit, frații noștri greco-catolici, frații catolici sau romano-catolici, frații adventiști, nu știu de care. Unde să ne ducem, că e plină lumea asta de confesiuni? Și trebuie să lămurim puțin problema aceasta, să vedem unde să ne ducem, unde zice Biblia să ne duci. Am tot gândit, mi-am frământat mintea cu întrebarea asta. Mă, dacă mă întreabă cineva, coleg de școală, de servici, vecin, ce o să-i spun eu omului acesta? Că nu poți să intri direct cu teologia în mintea lui și să-i spui așa și așa și așa trebuie. Și m-am gândit la viața mea. Oare cum s-a schimbat viața mea? Deși am crescut într-o biserică penticostală. Și m-am gândit în felul următor. Dacă aici în Timișoara să admitem că ar fi vreo 40 de biserici în oraș, și m-ar întreba un om, indiferent de confesiune, oare unde e adevărul și la ce biserică trebuie să mă închin? Că vreau să mă duc acolo. Ea spune ceva de felul următor. Ia fiecare biserică la rând, să nu par un mincinos și de curios du-te în fiecare biserică. Stai foarte atent, analizează fiecare detaliu, uită-te cum se predică, cum se cântă, ce se întâmplă acolo. Și fii atent la un detaliu. Dacă îl simți pe Dumnezeu în locul acela, te copleșește prezența lui Dumnezeu, este un prim pas necesar, important, util. Apoi, oare cum mai trebuie să fie locul acesta? Și m-am gândit la următorul lucru. Din Biblie cam prin toate bisericile se citește, adevărat, o deschidem, o răsfoim, citim, predicăm, dar ascultați ceva în această seară. Du-te în biserica și rămâi acolo unde nu doar se predică Biblia, oamenii încep să trăiască cuvântul lui Dumnezeu. Ce ziceți? Se merită să mergem într-un asemenea loc unde vii și te copleșește prezența lui Dumnezeu, te întâlnești cu El, în locul în care se predică curat cuvântul lui Dumnezeu și mai apoi oamenii încep în fiecare zi, de dimineața până seara, să trăiască cuvântul lui Dumnezeu. Merită să mergem acolo? Deja a trecut de ora 8 și am spus numai un punct al predicii, mai sunt încă două, nu știu ce să fac. Aș vrea să știu dacă am aprobarea dumneavoastră să mai mergem puțin sau dacă nu, cheiem. Văd mâini ridicat. Știți pe cine mântuiește Dumnezeu? Vă dau un detaliu din Biblie. Ferice de cei ce vor răbda până la sfârșitul predicii.
Oare ce a făcut ca omul ăsta, în al doilea rând, să schimbe viața după cuvântul lui Dumnezeu? Nu doar că el într-o zi a căutat un loc de închinare deși nu-l cunoștea pe Iisus. Al doilea lucru foarte important. A început să citească din cuvântul lui Dumnezeu deși nu-l înțelegea. Un alt paradox. Câți dintre dumneavoastră v-ați dus la librărie, ați luat o carte, ați dat câteva pagini, ați citit, dar nu înțelegeați. Și ați continuat să citiți cartea aceea. Câți? Așa e că nu prea facem lucrul acesta. Câteodată ni se împiedică mintea în unele lucruri și zicem, sunt prea filozofice, parcă nici dicționarul nu pricepe asemenea lucruri și lăsăm cartea în plata ei. Omul ăsta nu înțelege cuvântul, dar e așa de profund interesat de ce scrie acolo, încât începe să-l citească. Îl citește până într-acolo cu voce tare. Știi de ce? Când a venit Filip, omul lui Dumnezeu, zice că l-auzea citind. Ăsta nu citea în șapte, citea cu voce tare. Oare cum de-a citit el cuvântul lui Dumnezeu? Ar fi o întrebare importantă și interesantă în această seară. De ce a citit Biblia? Și vă spun câteva lucruri simple care pot să ne ajute. Primul lucru, și-a făcut rost de cuvântul lui Dumnezeu. E simplu, dar e foarte important. Știți cât dintre noi în această seară s-ar putea să n-aibă cuvântul lui Dumnezeu, să fie al lor personal, să ceară la mama și la tata Biblia sau nu știu la care, să n-aibă Biblia aceasta cuvântul lui Dumnezeu? Dați-mi voie să vă spun ceva. Avem traduceri de Biblie, unii câte 5, câte 10 și ne uităm în biblioteca noastră, zice să mai fie o traducere, nu știu în ce limbă. Nu, să fim mai aproape de original, zicem noi. Umplem cu cărți biblioteca și vecinii noștri mor în fiecare zi oameni, vecini, prieteni, mai știu eu care, și nu-l cunosc pe Dumnezeu. Omul ăsta și-a făcut rost de cuvântul lui Dumnezeu. Mă întorceam într-o seară de la Pitești, știți orașul acesta din țara noastră, cu unul din colegii de facultate. Am fost, am slujit acolo și eram la marginea Piteștiului, așteptam să ne ia cineva la ocazie să ajungem în capital. Un domn cu o mașină frumoasă ne-a văzut că stăm acolo, făceam cu mâna la ocazie, ne-a luat în mașina lui, am intrat în tot felul de discuții. Discutam de una și de alta și la un moment dat am început să discutăm de lucruri spirituale, importante. El s-a uitat la noi și a zis, ce ați căutat voi în această zi în Pitești? Noi îmbrăcați la costum frumos, am zis, am fost la biserică. S-a uitat la noi, s-o credeți voi, a zis el. Cum să fiți voi la biserică la vârsta asta? Chiar vă interesează pe voi biserica? Era de câțiva ani lucrul acest, în timpul facultății. Și a scos unul din colegii mei cu care eram Biblia, din geantă, că aveam geanta la noi cu Biblia și zice, uite, domnule, ca să demonstrez, avem Scriptura la noi, e important asta. Știți, semnul acesta al nostru. Lăsați-mă cu biserica, cu Biblia și cu Dumnezeu. Și am început să-i spunem. La final, când se ne dăm jos în București, avea un coleg un Nou Testament în plus la el și încearcă să-i dea Nou Testament. Și lasă-mă, domnule, zice, eu-s miliardar. Eu am bani, am de toate, am casă, am fericirea pe pământul acesta, eu n-am timp, n-am nevoie de Biblie să citesc. Și pe când să ne dăm jos, colegul totuși a insistat și zice, dați-vă repede jos, nu mă mai enervați, nu mă mai supărați. Mi-am dat seama că orgoliul din el n-a putut să admită și să înțeleagă că el are nevoie de Biblie, de cuvântul lui Dumnezeu. A fost șansa lui, poate unică în viață, să-și facă rost de el. Dar mândria n-a putut-o să o calce în picioare. El era cineva, marele miliardar, dar fără Dumnezeu ești nimic. Apoi știi de ce a citit omul ăsta Biblia? A înțeles că Biblia trebuie citită, nu doar pusă în bibliotecă, să mai fie la numă. El a înțeles că trebuie citită. Noi o aducem pe telefon uneori și zicem, dacă ne uităm la text, ne uităm, dacă nu, importantă sau nu, o punem pe retroproiector să o vadă toți. Mi-a zis un om al lui Dumnezeu, nu o să înțelegi și nu o să asimilezi cuvântul lui Dumnezeu niciodată ca atunci când iei Biblia și o răsfoiești pagină cu pagină, cugeți la ea și o citești. Așa se rămâne în minte cu Biblia cuvântul lui Dumnezeu. Cu acest coleg al meu mă întorceam și sunt exemple practice pentru noi în seara aceasta de la Craiova, de data aceasta, într-o duminică, spre București. Am fost duminică, am slujit acolo și lunea dimineața, nu duminică seara, lunea dimineața, ne întorceam spre capital. Am nimerit într-un compartiment de tren, mai mulți oameni povestim de toate și la un moment dat povestim de cele spirituale. Colegul meu îi pune o întrebare unuia din compartiment de vreo 50 de ani. Zice, auzi, domnule, care e cea mai importantă carte din lume pentru dumneata? A stat omul nostru, s-a gândit, zice, cred că cea mai importantă carte e Biblia, nu? Zice el, cuvântul lui Dumnezeu. Și colegul meu răspunde afirmativ și zice, da, și eu cred, Biblia e cea mai importantă carte. Și pune a doua întrebare. Zice, dumneata, o citești dacă e cea mai importantă carte din lume? Știi ce a zis omul nostru?
Mă, zice, mă trezesc lunea dimineața, mănânc, mă echipez repede și vin în București, stau câteva zile acolo, muncesc pentru familie. Tu chiar crezi că eu am timp să citesc cuvântul lui Dumnezeu? Atâta trud, atâta muncă, atâta aglomerație, viața asta e așa de stresantă, tu crezi că am timp? Și a zis, Domnule, stai puțin. Azi dimineață când v-ați trezit, ați avut timp să mergeți și să vă spălați pe ochi. Ați avut timp să luați o haină frumoasă, elegantă pe dumneavoastră, să vă echipați. Dacă v-a pus nevasta cafeaua sau v-a servit un ceai sau v-a pus ceva de mâncare, ați pornit spre tren fără să luați ceea ce v-a pus ea acolo, v-ați refuzat soția, ați avut timp pentru asta. Dacă vă sună telefon acum în tren, l-a întrebat, zice, aveți timp să-l deschideți și să vorbiți 10, 20, poate 50 de minute cu cineva. A, zice el, asta e altceva. Era cineva acolo în compartiment, citea un ziar și zic, n-am mai suportat, zic către domnul acesta, Domnule, ați auzit ce zice omul ăsta, că Biblia e cea mai importantă carte din lume, dar el n-are timp să o citească. Uitați ce contrazice între cuvintele lui și ceea ce credea. Și zic, dumneavoastră care citiți ziarul, l-am întrebat, zic, aveți timp să-l citiți? Că oamenii nu mai au timp asta, zic că timpul ăsta e preseas. Și s-a uitat la mine și a zis, așa suntem toți, timp avem de când e lumea, destul și același, nu vrem să ne facem. El a înțeles că Biblia trebuie citită, nu doar afișată sau pusă undeva în bibliotecă, sunt ministru de finanțe, mai am o carte, e Biblia, e important. Oare de ce a citit omul acesta cuvântul lui Dumnezeu? A fost interesat, ascultați-mă și cei din biserică și prietenii, a fost interesat să o citească cât mai repede, nu numai la biserică. Da, zice, dacă mă duc duminica viitoare, o să o aduc cu mine la biserică să mă vadă frații de pe bancă. Uite că și-o luat ăsta o Biblie nouă. O venit de la Ierusalim, cetatea sfântă. El n-a gândit așa. El a înțeles că Biblia trebuie citită cât mai repede. Auziți ce scrie Biblia? Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Mă, dar ce o să zică slujitorii? Știți că nu-i foarte simplu să citești și să călătorești. Ați călătorit vreodată și să încercați să citiți? Și călătorim cu trenul. Cam zice că e puțin mai ușor, nu ușor, sau cu mașina. La unii li se face rău în călătorie citind și noi avem asfalt. E drept că mai avem și gropi. Dar omul ăsta, pe drum neasfaltat și în condiții destul de vitrege, el călătorește și citește. Nu-l interesează altceva. Cuvântul lui Dumnezeu e important pentru el, parcă îl savurează. Așa de important a devenit. Te întreb ceva în această seară. Când ai citit ultima dată călătorind cu trenul, cu autocar, într-o mașină, cuvântul lui Dumnezeu? Mă, dar ce o să zică ăștia din autocar, din tren? Ce-i cu omul ăsta? S-a demodat cu totul. Că unii zic și despre Biblie că e demodat. Citeam într-o zi în tren din cuvântul lui Dumnezeu și s-a uitat un om așa mai în vârstă la mine și zice, să nu zici că citești din Biblie. Dar zic, ce? E ceva rău în asta? S-a întâmplat ceva cu România dacă citești din Biblie? Păi zice, nu, dar ești tânăr, viața ți înainte, ai potențial din câte văd. Trăiește-ți viața, tinere. Zic, eu îmi trăiesc viața, dar vreau să o trăiesc după Scriptură. Că asta e adevărata viață. Dacă vrem să știm ceva, adevărata viață în Hristos și în Evanghelie, asta ne dă nouă nădejde. E o perspectivă, e viața adevărat. Merită să trăim pentru ea. Vă întreb în această seară, când ai citit ultima dată la școală din Biblie? Am avut o colegă și îmi place să spun în biserici, să spun cunoscuților. Ea s-a întors la Dumnezeu și o batjocorea că a ieșit la un moment dat pe ziarul din oraș. A ieșit cea mai frumoasă și o vedeau toți, la toate discotecile, balurile, întâlnirile lor. Și ea la un moment dat stătea acolo cu capul sub bancă, efectiv plângea și citea cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă ea s-a întâlnit cu Creatorul care i-a schimbat viața. Și nu mai conta nimic pentru ea. E important Domnul și al lui cuvânt. De multe ori nu ne mai mișcă nimic și nu mai înțelegem voia lui. Unii o citesc ca pe un somnifer. Vorba unui frate, zice către nevasta lui, zice, soție, adun Scriptura pe la 10:30 seara. De ce, mă, zice, măi bărbat, zice, parcă nu pot să adorm așa, să citesc vreo două pagini ca un somnifer. Uneori ne punem și la rugăciune ca la genoflexiuni, nu ne punem bine jos și ne ridicăm. Nu-i prea important să comunicăm cu Domnul care ne-a dăruit viață. Aș vrea să spun în această seară, e deosebit de important lucrul acesta. Mulți nu o citim nici acasă, nu avem timp nici la biserică pentru ea, nici nu o aducem. Lasă că în geanta noastră spune câte o soră sau nu știu cine, zice, trebuie să fie altceva și ne umplem cu tot felul de lucruri, numai cu Biblia și adevărul nu vrem. Să nu vă supărați pe mine în această seară. Îmi place să fiu simplu, direct, la subiect, să spun adevărul lui adevăr. Te mă îngrozește ceva. Am primit scrisoarea unui tânăr din Arad
Și ascultați în seara aceasta. Într-o zi a ajuns pe masa de operație la 33 de ani, pe nume Vasile, tânărul acest. Trebuia să fie operat la inimă, avea niște complicații. Și înaintea operației a zis către bunica lui să-i se aducă cuvântul lui Dumnezeu să citească. Era pentru ultima dată, pentru el, o șansă în viață. Și a luat cuvântul lui Dumnezeu, care a fost adus, l-a deschis undeva și a dat cu ochii peste un verset șocat. Când a dat cu ochii acolo, l-a închis brusc la loc. Oamenii din salon mirați ce se întâmplă cu el. Și a zis următoarele cuvinte pe ultima sută de metri. A zis, am avut 33 de ani la dispoziție. Puteam să deschid cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi și să citesc nu un verset, capitole. Simt că sunt pe ultima sută de metri și vreau să-mi bat joc de Dumnezeu. Sunt ca și la un examen important la școală, spunea el, și îmi iau o fițuică undeva pe sub mânecă, sau știu eu, scriu undeva pe pâni și când ajung acolo încep să copiez. Zice, nu pot să-mi bat joc de Dumnezeu care mi-a dat ani, luni, săptămâni, mi-a dat viață. Pe ultima sută de metri în fața unei operații importante, deschid și eu Biblia să-L fentez pe Dumnezeu. Noi ne mai fentăm unii pe alții, ne driblăm prin experiențele vieții. Pe Dumnezeu nu poți să-L fentezi, omule. Dumnezeu e adevărul pur, curat, e sfințenie absolută. A închis ochii peste câteva secunde și ascultă versia tristă în această seară. A fost ultima lui șansă la 33 de ani să citească din Biblie și n-a mai putut profita de lucrul acesta și a pierdut viața. Asta mă îngrozește pe mine. Tineri și mai puțin tineri. Avem șansa să avem Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, să o citim de dimineața până seara și nu ne facem timp. Nimic nu ne schimbă viața, nu ne revoluționează sistemul de gândire ca și cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi vom pieri cu toții. Au trăit unii 900 și ceva de ani și citim la începutul Genesei, cu tare a trăit atât și a murit și a urmat altul după el cu sute de ani de existență și despre acela marele om care o fi fost el, a murit și el. Într-o zi murim cu toții. Unde se duce prieten viața noastră? Contează că mor pe patul de spital, într-un accident de mașină sau pur și simplu te pui seara frumos la odihnă și îți pui capul pe pernă și a doua zi nu te mai trezești. Nu contează asta, contează unde se duce viața ta. Omul ăsta din Biblie nu s-a simțit ofensat, apoi să apeleze la ajutorul altcuiva pentru a înțelege cuvântul. Vine Filip, zice, înțelegi tu ce citești? Noi uneori ne place așa să le dăm peste nas cu cuvintele celorlalți și zice, bă, dar cum să nu pricep eu? Păi, ministru de finanțe, tu crezi că am două clase, nu o vorbă de-a noastră. Zice, ești un om de 2 lei. Prin popor, afirmația asta. Păi, stai puțin, eu administrez financiar o națiune, fac călătorii, am responsabilități. Cum adică mă întreb tu, înțelegi ceea ce citești? Știi ce zice omul acesta? Un om cu responsabilități important. Nu ia ca pe o jignire, ca pe nu știu ce. Și o ia, aș putea spune, ca un rafinament din partea lui Filip și zice, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă călăuzește cineva? Hai, zice, chiar l-a rugat să urce cu el în trăsura lui și să explice cuvântul lui Dumnezeu. Nu s-a simțit ofensat. A zis un om mai în vârstă la un moment dat către un tânăr, zice, cum pot să ascult eu și să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu de la tine? Zice, nu vezi că nu știi să te legi la șireturi? Dar întreb ceva în această seară. Fetița din casa lui Naaman, nu, că era fetiță. Dumnezeu s-a folosit de gura acestei fetițe câteva cuvinte și a descoperit soluția pentru omul acesta bolnav de lepră. N-a avut nimeni soluție în lume. Este undeva în Samaria un om al lui Dumnezeu. Prin gura unei fetițe Dumnezeu a vorbit. Slăvit să fie numele. Nu degeaba a zis Pavel către Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tineret. Fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare și a continuat lista. Când suntem așa, nu contează vârsta, culoarea, națiunea, nimic. Contează să fim oamenii lui Dumnezeu. Apoi a spune altceva. A fost interesat să cunoască mai mult decât scrie în cuvânt. Să știți că a fost așa. A fost interesat să adâncească, zice, despre cine vorbește autorul? Despre sine, prorocul acesta care a scris cartea, sau vorbește despre un altul? Despre cine vorbește? Vreau să spun în această seară un lucru important. Mulți știm ce scrie în Biblie, dar nu cunoaștem Biblia nici pe departe. Poate e șocant. Mulți știm despre Iisus, despre Dumnezeu, o sumedenie de afirmații și de lucruri, chiar versete din Biblie, dar nu-L cunoaștem nici pe departe pe Dumnezeu. Și o să vă deschid puțin mintea să înțelegeți diferența dintre a ști și a cunoaște. Mare diferență, deși în esență pare că e același verb în limba noastră. Ascultă ceva, cât știți despre domnul președinte al Americii, Barack Obama? Așa e că știi mult. Deschidem ziarul, se scrie câte o știri. Deschizi internetul, zeci, sute, mii de știri, că e cel mai important, zic unii om, de pe planeta aceasta, nu?
te uiți într-o anumită revistă, vorbești cu nu știu cine, zice, uite ce se întâmplă peste otar, în cutare sta, zice, a participat și președintele Americii. Te întreb ceva în această seară, cât îl cunoașteți personal? V-ați întâlnit careva la Casa Albă să dați mâna cu președintele Americii? Cam asta e povestea și cu Evanghelia și cu Domnul Iisus Hristos. Știm Biblia, știm despre Iisus. Întreb în seara asta, îl cunoști? Chiar îl cunoști pe Domnul? Ai avut o întâlnire personală cu El care să-ți schimbe, să-ți revoluționeze viața? Al treilea lucru și închei în această seară, că așa se scurge timpul acesta de multe ori. Știți de ce și-a schimbat Biblia, de ce și-a schimbat viața după Biblie, după cuvântul lui Dumnezeu, acest famen, acest ministru de finanțe? Pentru el n-a fost important doar să caute un loc de închinare, deși nu-l cunoștea pe Domnul Iisus. N-a fost important numai să citească din Biblie, deși nu-l înțelegea. Al treilea adevăr esențial. A pus în aplicare cuvântul lui Dumnezeu după ce l-a înțeles. Foarte important. Să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, interpretarea reală a lui și apoi să începi să-l pui în aplicare. Știi ce mă determină să cred asta? N-a fost important numai locul de închinare, numai întâlnirea cu o carte numită Biblia, cartea aceasta lui Isaia, întâlnirea cu un om al lui Dumnezeu, întâlnirea cu altceva, cu slujitorii lui, cu națiunea Israel, nu. El când s-a întâlnit cu adevărul lui Dumnezeu, i-a predicat Filip despre cine? Despre Iisus, nu al Scripturilor, despre Mântuitorul nostru. Zice, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Adică omul ăsta a început să priceapă din cuvântul Domnului, trebuie să încheie un legământ cu Dumnezeu. Întreb ceva în această seară. Cum s-a botezat omul acesta? Nu, că a început să aplice cuvântul lui Dumnezeu după ce l-a înțeles. Știți cum? În primul rând s-a botezat la maturitate, om matur. Poate întreb careva din sală în această seară, de unde știu că s-a botezat la maturitate? Câteva argumente din text. Păi în primul rând avea o responsabilitate națiune. Auziți, îngrijitorul tuturor visteriilor în națiunea aceasta numită Etiopia. Dă banii pe mâna unui copil să administreze. Ce să administreze un copil? Că nici nu știe ce e la dolar și euro. Nici nu face diferență. Mai mult decât atât. Auziți, citea și citea cu voce tare pe prorocul Isaia. Un copil nu poate citi, stimați oameni. Nu poate citi. Că nu știe școală și nu a învățat. Omul ăsta citea pe prorocul Isaia. Mai mult decât atât, știe să dialogueze, nu? Să pună întrebări, să vorbească cu oameni într-un mod responsabil. Întâlnește Filip și stă de vorbă cu el în trăsură. Și nu numai. Stă de vorbă și în apa botezului. Pune întrebări, dă răspunsuri. Un om capabil. Nu-l forțează nimeni. El e omul acesta stăpân pe situație. Asta presupune că era un om matur. Botezul trebuie făcut la maturitate. Avem și alte și alte argumente în Biblie. Nu degeaba în patrologia ortodoxă, la un moment dat scrie prin anul 300 și ceva, că oamenii făceau botezul la maturitate. Dar ascunde mulți adevărul acesta real, întâmplat printre oameni. Apoi, cum s-a botezat omul acesta? Ascultați ceva în această seară. În urma cunoașterii lui Iisus din Scriptură, să știi că dacă vrei să te botezi, și am auzit că există botez aici, trebuie să-L cunoști neapărat pe Iisus Hristos din Scriptură. Auziți ce zice Biblia? Atunci, Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Foarte important. Aș face o afirmație în această seară. Botezul nu are nicio valoare dacă nu-L cunoști pe Iisus. Și ascultă bine ceva. Cunoașterea n-are absolut niciun interes și nicio valoare dacă nu te botezi. Repet, poate înțelegi ceva în această seară. Botezul nu are nicio valoare dacă nu-L cunoaștem pe Iisus. Și cunoașterea lui Iisus nu are nicio valoare dacă nu ne botezăm. Dar trebuie făcut la maturitate și cu responsabilitate. Apoi, cum s-a botezat omul acesta? Fără să-l forțeze cineva. N-o zis colegii din trăsură, n-o zis nici vecinul de la partid, n-o zis nici altcineva. El când a văzut apa a zis, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Adică a fost benevol, o decizie conștientă, voluntară, era dorința lui. Nici măcar Filip, care propovăduia Evanghelia și se străduia să vorbească de Domnul, nu l-a forțat. Nu trebuie să te oblige nimeni. Zic unii, păi se botează colega sau colegul de la cor. Păi n-am cântat eu în fanfară ani de zile cu nu știu cine. Păi dacă se botează, vin și eu să mă botez. Pentru Domnul nu contează atât de mult vârsta maturității, că sunt 18 sau 25 de ani sau 60, contează schimbarea vieții. Trebuie să fie la maturitate, când decidem conștient și voluntar, o dorință personală din interior, dar trebuie să fie schimbarea vieții după Scripturi, să intrăm în contact cu Evanghelia și cu Iisus Hristos, fără să ne forțeze nimeni, să nu vii că te-a obligat cineva. Nu, chiar îmi place de Filip, adevărat slujitor. Zice, ce mă împiedică să fiu botezat? Și zice, dacă crezi, și fiți atenți, din toată inima se poate. Dacă nu, nu se poate.
Păi da, Filipe, n-ai bătut drumul ăsta degeaba prin pustiu pe aici. Chiar l-ai pierdut așa degeaba. Pentru el nu conta. Nu botezăm pe oricine, nu botezăm oricum, botezăm în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu, slujitori responsabili. Foarte important lucrul acest. El nu se dă bătut cu una cu alta. Hai că o să mai fie unul mântuit. O să se înmulțească biserica de la nu știu câte sute la nu știu câte mii. Nu e important înmulțirea bisericii în felul acesta. E important să schimbe oamenii viața. Asta e important. Și apoi știți cum s-a botezat? În urma unei credințe personale a zis: cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Asta e tot ce contează. Să ai o credință adevărată în inimă. Nu, că a zis Domnul: cine crede și se botează va fi mântuit, iar cine nu crede va fi osândit. Unul care administra o temniță, temnicer pe vremea apostolului Pavel, zguduit de ceea ce s-a întâmplat acolo când s-a zguduit din temelii temnița la cel cutremur, zice: ce trebuie să fac să fiu mântuit? Ce trebuie? Acest cuvânt trebuie, adică e necesar. Și zice: crede în Domnul Iisus. Credința din inimă, o credință practică dovedită prin fapte, e tot ce contează. Că Ioan Botezătorul i-a trimis pe unii acasă și a zis: faceți mai întâi fapte vrednice de pocăință. Trebuie să se vadă credința din faptele noastre. Foarte important. Și aș încheia mesajul din această seară, a fost lung, dar vreau să spun, cred că a fost esențial pentru noi. Știți că omul acesta care și-a schimbat viața după cuvântul lui Dumnezeu s-a întors altfel acasă? Știați lucrul acesta? Zice că a fost răpit Filip de lângă el și el își vedea de drum plin de bucurie. Mă gândesc ce viață, mă gândesc ce a intervenit în viața lui, plin de bucurie. Ca și cum ai pune apă într-un pahar și e plin paharul acela încât zici că dă peste el. Așa era bucuria în omul acesta, pulsa bucuria în el. Am vizitat în urmă cu câțiva ani de 1 mai zona Sinaia, Bușteni și mi-am propus cu doi colegi să urcăm până sus la Babele și Sfinxul. Ceva senzațional, te uitai la natura aceasta, la creația lui Dumnezeu și nu-ți venea să crezi. După vreo 4 ore de călătorie, după vreo 4 ore în care am depus energie, efort, am ajuns sus pe munte și am coborât. N-am putut să nu povestesc la toți colegii de facultate. Eram uimit de ceea ce se întâmplă acolo, de cum a creat Dumnezeu universul. M-am întors altfel în acea zi din zona respectivă. Vreau să spun, când te întâlnești cu Biblia, te întorci altfel acasă. Altfel acasă. E seara în care Dumnezeu vrea să ne întorcem altfel acasă. Și v-aș invita să ne ridicăm pe picioare. Nu știu câți din dumneavoastră, tineri sau mai puțin tineri, oameni cu peri cărunți sau oameni fără experiență în viață, v-ați întâlnit într-o zi cu Dumnezeu și cu Evanghelia Lui, cu acest cuvânt. N-aș vrea să vină momentul în viața ta în care, ca și acel Vasile din Arad, punând capul, nu știu, pe patul din familie sau undeva într-o mașină sau pe patul spitalului, să nu mai poți să respiri, să ai oxigen în tine, să-ți pierzi viața că nu te-ai întâlnit cu Biblia sau poate ai avut-o în casă, în mâini și nu ți-ai făcut timp de Evanghelie. Ascultă-mă în seara aceasta. Omul ăsta s-a întors altfel acasă, fiindcă într-o zi s-a întâlnit în locul de închinare cu Dumnezeu. Omul acesta s-a întâlnit cu Biblia lui Dumnezeu și a început să o citească, să dea pagină după pagină din cartea aceea. Și când a înțeles adevărul, a început să-l aplice. Ce ai să faci din seara aceasta? Fără Biblie nu se schimbă viața, nu mai în sens negativ. Vrei să ajungi un mare rebel, un mare nenorocit, un om de care să râdă oamenii, să te arate cu degetul, să zică: uite și la ăsta ce rău a ajuns, a fost un om moral, un om cinstit, drept, dar uite cum s-a schimbat viața. N-are nevoie societatea care merge așa cum merge, de oameni care să se înrăutățească și să ajungă rebel, pervertiți. Biserica, familia, societatea are nevoie de oameni al lui Dumnezeu. Dacă a schimbat ceva viața oamenilor, e cartea aceasta, stimați prieteni. În seara asta e momentul să ne întoarcem la Biblie, singura carte pe care trebuie să o citim toți și ne aduce fericire. Unii au zis că trebuie numai pastorii și preoții. Și ce scrie în Psalmul 1, versetul 2? Ferice de omul care cugetă ziua și noaptea la legea Domnului. Om sunt și eu, e și dumneata. Responsabilitatea e ca toți să o citim, să avem succes în viață. Adevăratul succes e după Biblie. De aceea v-am predicat în seara asta despre omul care și-a schimbat viața după cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să schimbi ceva în tine? Nu vei putea. Biblia e suficientă ca să te schimbe, să te transforme și Dumnezeu va lucra la viața ta. Aș vrea să te rogi în seara asta, să te ierte Domnul. Dacă n-ai pus preț pe Biblie, să ceri iertare.